Deci Comisia Electorală Centrală în 2005 a suferit modificări codul electoral. Astfel, 5 din cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale, 5 erau numiți de către opoziție și 4 din partea guvernării. Acest lucru a contribuit la faptul că Alianța pentru Integrare Europeană să vină la guvernare în anul 2009. Și vreau să vă amintesc că pe timpul acestui mandat al Comisiei Electorale Centrale, președintele al acestei comisii era reprezentantul Partidului Democrat, domnul Eugen Știrbu. Deci, Comisia Electorală avea și inamovibilitate, nu puteau fi destituiți membrii comisiei. Iar prin modificările făcute de către Alianță în anul 2010, 3 membri sunt numiți din partea opoziției, adică din partea Partidului Comuniștilor, și 6 membri din partea Alianței pentru Integrare Europeană, care controlează procesul electoral. Nu este corect acest lucru, pentru că dumnealor au schimbat regulile în timpul jocului.